Sătenii din Ciocănești sunt de părere că primarul Marin Păun vrea să-i determine să renunțe la ocupația lor de bază, creșterea animalelor. Oamenii spun că edilul deține proprietate mai multe oi, vaci și porci decât toți ceilalți locuitori ai comunei, motiv pentru care au luat în calcul varianta că acesta îi constrânge să-și vândă animalele, dacă nu mai au unde să le scoată la păscut. În loc să beneficiem noi, că suntem cetățenii comunii, domnul primar, am proprietărit preoții în lungile noastre. Când venim vara de facem la animale aici injecții și luăm sânge, ce îmi spune medicul veterinar? Ce bă, băieți, aici e boală curată ce faceți voi. Voi aruncați animale și vă îmbolnăviți și voi și copiii voștri de aici. Primarul, n-avem tot satul cât are 1500 de animale și le mâncă. Cam ocupați, nu? Cu animalele. Păi cu animale și cu agricultura, n-avem cu ce să trăim. Da, și o să mergem, o să mergem, să cercim cu punga pe fiecare dimineață să ne dea lapte pentru copii, brânzică pentru copii. Și să dăm și la toată țara să mânce, de la primar. Cum să mai ducem, că nu mai avem unde? Nu mai avem unde. Nu avem unde. Eu am cai și cu un pol, aia, cu porci. N-am avem unde aia, nu trebuie să mai tăi și noi, nu trebuie pentru animal. Oamenii spun că au fost avertizați chiar de medicul veterinar să nu mai ducă animalele pe terenurile cu stuf, pentru că acestea se îmbolnăvesc. În plus, de-abia găsesc ce să mănânce o zi întreagă, pentru că iarbă cu greu se găsește în acea zonă. Animalii bastă o săptămână, bastă două de spart picioarele, că n-are ce să mănânce și mănâncă și stă și sparge în 300 picioarele animalii. Săptămâna asta cade al vecinului, săptămâna asta cade al mele. Le-ți două săptămâni la grajd, bag bani în tratament pentru domn primar.